E foarte important când facem un joc de genul acesta să lăsați întotdeauna să fie un sunet, să iasă. Pentru că noi, fiziologii, ce se întâmplă în corpul nostru? Când avem emoții, să stăm în fața unui public, ceva din corpul nostru se contractă. Un mușchi, gâtul, o parte, nu știu, o fesă, mâna, ceva din noi se contractă pentru că acolo se transmite emoția. Că nu poți să stai și nu știi ce să faci. Și atunci, când scoatem afară un sunet, asta face, practic eliberăm energia aceasta care contractă mușchiul respectiv și ne relaxează. Dacă știți, în jocurile astea de roller coaster, m-am dat toată, prima dată când m-am dat pe chestia asta, am stat și eu și am zis, zic... și mi s-a întors burta pe dos și am zis, zic, oh, nu mai încerc. Și până a doua oară, că m-am dus și a doua oară, am văzut că toți ceilalți strigau. Și zic, hai să strig și eu. Și am început. Și mi-am dat seama că începusem să nu mai am emoții, să nu mai mi se întoarcă burta pe dos, că eram relaxată. Și era chiar foarte fain. Asta, în general, o fac și copiii, vedeți, când merg pe coridoare sau când ei sunt cei care se exprimă foarte lejer, fără să mai aibă tot fel de măști sociale și urlă și strigă, lasă-mă pace, pentru că ei cumva își elimină din energia asta, nu? E la fel când noi vorbim tare și avem nevoie să vorbim tare și ca povestitor trebuie să vorbim tare, practic eliberăm din această energie care relaxează corpul și, bineînțeles, că te și impui pe treaba asta. Așa că e foarte important, când faceți jocul acesta, cu oricine l-ați face, să îndemnați să pună un sunet. E foarte important. Și când facem regina, când facem regele, orice, contează foarte mult vocea să fie în împreună lucrătoare cu trupul nostru. Întotdeauna. Sunetul, aerul care, de fapt, iese prin corzile vocale. Teribil de important. Bun. Asta e o chestie. Și o să vă spun o întâmplare pe care a pățit-o profesorul meu de actorie, un mare profesor de actorie, mi-a zis, zice, uite, eu când eram în facultate, eram foarte emoționat, ori de câte ori vedeam un foarte mare maestru care trecea pe acolo, pe coridorul facultății și vrea să-l salute, să-i spună, maestre, vă admir atât de mult, să-i spună ceva, să, maestre, puteți să veniți să mă vedeți la un examen, știți, joc Hamlet, ceva. Și ori de câte ori îl vedea pe stradă sau pe coridor, spunea, și pleca. Și a spus profesorului lui, și domn profesor, uitați, vreau să salut pe acest profesor, vreau să-l invit la noi la un examen, dar nu pot. Și dar ce se întâmplă în corpul tău, zice? Păi, data viitoare când îl vezi, observă nu ce vrei să spui tu, ci doar ce se întâmplă în corpul tău. Și a făcut treaba asta. Noi, ca exercițiu, facem treaba foarte multe luni, facem exerciții în care ne observăm pe noi înșine, cum stăm, cum arătăm, cum ne văd ceilalți. E, și a avut timpul acesta să exerseze și a dat seama că, de fapt, el contracta mușchii pe sine. Când zice că e cu morcovul. E cam așa s-o simțea și el. Și a zis, i-a spus profesor, ce uitați-o profesor, se contractă mușchii pe sine și în cap pinguin. Zice, bun, data viitoare când îl vezi, nu te gândi că trebuie să-i spui neapărat ceva. Că oricum o să-l aveți și în altă zi. Relaxează-ți doar mușchii. Și următoarea dată l-a văzut și a zis, și încet, încet, s-a relaxat mușchii fesier. Și următoarea dată, când a văzut tot exersând treaba asta, a reușit să-i spună, bună ziua, domnule Petrescu, cum ar chema, vă invit la examen. Bine, n-a apucat să-l salute prea mult, că omul nu avea timp de studențaș, dar ideea este că a reușit să treacă această emoție. Și mi-am dat seama că e un lucru teribil de important și care se întâmplă întotdeauna. Copiii au și ei chestia asta, când îi se, știți că se strânge puțin gâtul, dar simți că nu mai vezi foaia, ai emoții și vezi foaia albă la examen și așa mai departe. Toate lucrurile astea, de fapt, se concentrează pentru că ceva în corpul nostru e un punct în care, efectiv, biologic, da, se contractă. Care, prin respirație și prin relaxare, ele dispar. Bun. Acum, o să vă rog să vă ridicați în picioare.